Mă întorc înapoi, băieți. Mă întorc înapoi la cealaltă comună. Asta e. Am stat aici vreo 10 minute, au trecut vă 3 mașini. I-am făcut cu mâna, nu m-a luat. Am zis, dacă stau așa, poate nu prin niciuna și n-ajung, măcar să ajung la satul ăla. Zic că de acolo este un sens giratoriu unde poți să iei la satul mare și ești la drumul principal și asta e. Mă duc la Cherechiu. Fumezi stres. Mă duc la Cherechiu înapoi, mă, ca și dacă ajung, ajung pe jos, mă, dacă nu mai ia nimeni. O 3-4 mașini, au trecut unul microbuz, au trecut și nu m-au oprit. Bă, ce oameni, mă. Că toți merg încolo, nicării, toți merg acolo. N-ai unde să pleci în alte zi, să zici, bă, nu pleci acolo, toți merg în direcția aia. Și uite-te. Am vorbit cu un băiat, mi-a dat și 5 lei să mi-am luat apă și... O încerca să sune pe prietenul lui. O încerca să sune pe prietenul lui să... Iar și că nu mai răspunea telefon, înseamnă că porni pe drum. Nu vine nicio mașină. Dacă când vine, fac cu mâna, dacă nu, mă duc pe jos, asta e. Am vreo 7 km, 6 km. Mă duc măcar acolo și ies afară din ieșire. Ies la... Ies către satul mare și mă odihnesc acolo în seara asta, asta e. Uite, băieți cu cai. Da. Asta e, n-am ce face. Mă duc pe jos. Sănătate, sănătate. Mă duc pe jos că n-am ce face. Măcar pe jos ajung sigur. Dacă stau după mașini, nu găsesc eu nimica. Nu știu românește pe aici. Nu știu, nu te poți înțelege cu ei, că nu înțeleg ei grafica vorbei. Ei știu să vorbească foarte încălcit. Dar nu înțelege ei ce vorbesc eu cu ei. Ei numai din grafică de limba română vorbesc, dar nu înțeleg ei noțiunea cuvântului. Aia e șmecheria. Aia e șmecheria. Poți să vorbești tu cu ei ce vrei, că nu știe ce vorbești tu. Nu știu ce vorbești tu. Și asta e șmecheria. Am oprit. 3 mașini. Dezamă, nu mai vine poliția să mă ia. Am oprit 3-4 mașini, nu m-am oprit, dar ăla cu duba mi-a fost ciudă, mă. Ăla cu duba goală și nu m-a luat. Îl văd Cherechiu, dar intru un tortocheat, tot pe câmpi. Asta e, merem înapoi. E mult până acolo, dar măcar să nu rămân aici. Asta e. Haide capul meu. Mai aveam 7 km, mai aveam. Sănătate. 7 km mai aveam și ajungeam. Am întors înapoi. Greu. Am stat pe gânduri. Mă, dacă aveam apă, dacă aveam apă, la mine nici n-am avut apă, și bateriile încărcate, treceam eu cumva, treceam. Găseam eu ceva pe acolo, pe o eschivă, meream eu pe munt, pe câmpii, pe... Făceam eu ceva, dar n-am avut baterie și am trebuit GPS-ul. N-am avut baterie, că decât să-mi țin nordul, știi? Că te încurci, te încurci. Nu ții nordul un pic, te-ai greșit, gata, mergi spre vest și știi unde mergi. Ata să văd unde e nordul. Să văd unde sunt eu și unde e orașul, chiar dacă nu-mi dă pe traseu. Atâta mi-am vrut, că... E greu. N-am avut baterie, n-am avut nici apă. Am zis, chiar dacă rămân aici noaptea asta, nu mi-era mie că rămâneam acolo. Chiar dacă rămân aici noaptea asta, mereu mă chinuiam și tot făceam ceva, da? Vezi cum e. N-ai o hartă, n-ai o ceva unde poți ghida după soare. Am soarele, țineam eu în dreapta. Soarele. Acum ai făcut o șmecherie, un metru, doi metri curbă de 10 metri, gata, ai pierdut din șmecherie și atunci te duci aiurea. E poartă câmpile, că pe câmp și mai ales că nici nu vezi nimica. Nu vezi o imagine, să o vezi în fața ta, să zici, bă, țin imaginea aia și mă duc după ea. Uite, de exemplu, cum văd biserica aia în față.
Așa, dacă o vedeam acolo, a, pe la 7 km, oricum eu vedeam orașul, prin 7 km, că atâta mai aveam, exact atâta mai am eu până asta la altă. Vedeam orașul. Dacă vedeam orașul și era câmp, pe câmp plecam, da? Păduri, copaci, treburi, stufărașe. Asta e, merg măcar acolo. Și ieșim la Naționala aia mare, spre... Mi-a spus acum unul că-i... A, nu m-am uitat cât am fost acolo, că nu m-a interesat, că pe mine m-a interesat locația asta și țineam cealaltă. Am acolo îmi dau GPS-ul și ies afară, îmi fac rost de apă și la revedere. Astăzi, ciu-ciu life. Nu, no, am nici baterie, vreau să încep și... Asta e, plecăm. Uite, nu mai trecut o mașină. Mă, ca să impresionez cu telefonul în mână, știi? La de că filmez, să impresionez. Acolo, te-am văzut astăzi, te-am cu tare, cu tare. I-am spus că vreau să mă duc aici, dar nu înțeles, mă, nu înțeles. Da, chiar și eu, deja și văd Naționala. De aici o văd Naționala, mâncați așa. Ai, 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 tiruri. Aha. De aici o văd mâncată. Deci în direcția asta, cam vreo 7-8 km în direcția asta, dacă mă duc direct înainte așa. Sau dacă mă ajunge pe câmp ăla așa, dar e floarea soarelui, ciu-ciu. Nu poți merge așa pe câmp. Mamă, mamă, văd drumul, îl văd. Îl văd de aici, văd tirurile în partea aia. În partea acolo. În partea acolo văd tiruri. Că aia e drumul pe care trebuia să mă duc eu dacă mergeam pe drumul. Dar au venit ăla și ăla m-a futut cu combinația lui de bere și o să du-te pe drumul ăsta. Și eu știam că trebuie să iau pe ăla drum și mi-a futut toată traiectoria. Da, să... Nu mă oprește. Nu te oprește, mă, că te duc în spate oamenii ăștia, mă. Nu te opresc. Mare lucru să te oprească să te ducă câțiva metri. M-ar avantaja. Așa, mă duc o oră, o oră și ceva. Tăcâm cât vezi cu ochii. Căm cât vezi cu ochii. Uite, acolo e drumul, vezi? Acolo trebuie să ajung. Trebuie să mă duc în Cherechiu și să iau în partea aia și trebuie să urc partea aia toată. Mamă, mamă, dar ce departe e Naționala. O văd aici, mă. Adică departe, văd tirurile și... Oh, pe aici mai repede aș ajunge, că normal încolo trebuie să mă duc, după aceea trebuie să mă duc încolo. Tot încolo mă duc. Nu, nu, trebuie să mă duc încolo ca să am drum, că n-am drum. Vezi, dacă eram cioban, știai că ciobanii știu drumurile. Știu ei toate, știu toate șmecherile pe unde să plece. Umble toată ziua. Vezi, dacă nu-s cioban, nu știu. Mi-a spus unul că știe un drum. Mi-a spus unul și eu știu un drum, să duci până acolo, dar e prea departe să mă duc cu tine, mi-a zis. Era cu bicicleta. I-am să ai cu bicicleta. Da, deci mă duc repede. Băiatul ăla, era un băiat. Băiețaș, că cu ăștia vorbesc, mă, că cu ăștia mai în vârstă nu. Nici nu ce salută, mă. Ăștia în vârstă nici nu ce salută, mă. Păi aș zice, eu aș zice să plecați în Ungaria, frate. Păi ce stați în țara asta? Care e rostul vostru în țara asta? Mergeți, frate, în Ungaria, stați acolo. Dacă nu salutați oameni, am fost acolo unde erau sârbi, unde erau turci, erau oameni, vorbeau, frate. Salutam. Intram în vorbă cu ei. Vorbeam. Uite, nu vine nicio mașină, mă, mâncați așa. Deci mi se arată să mă duc pe jos până acolo. Și e mult, e mult de mărți. Of, asta e. Da. Băieți, ce să vă zic? Asta e, multe vorbe nu-și are rostul. Multe vorbe nu-și are rostul și n-are rost. Oricum, câte mașini mai vin pe la mine, până mai trec pe aici, ajung eu și pe jos. Ajung eu și pe jos. Astea-s comunii, uite, atât de Dumnezeu. Credeți-mă. Pe aici n-are Dumnezeu treabă cu ăștia. Ăștia nu știu cine e Dumnezeu și... Sunt oameni foarte închiși. Foarte închiși. Da, să vede și cele de Domnul. Sărăcia, cât stau în sărăcie pe aici. Sărat să văd pe ei. Să văd după magazin, mă. Să văd după magazin și ce... Asta și casele și locul și... Am care are câte o casă, e șmecher, umele pe Occident. Și o face și pleacă și vine și tot așa. Cine are casă? Cât de cât ea să iau bicicleta asta și am plecat. Acolo, niște coptii acolo.
Doi copii mici, mamă, ce urlau pe mie când am venit încoace. Da. Imediat trec peste podul ăla. Mai am, peste podul ăla. Să m-am vrut să beau apă, adică să mă duc să mă răcoresc cu puțin. Puf, acele în apă, mâncați așa. Tot au făcut noroi acolo. E curgătoare, dar curge foarte încet, știi și... Astea-s vacile care au fost acolo. Vacile de aici. Da, băieții, ce să zic, multă vorbă. Nu își încape locul, trebuie să mă duc, că e mai sigur așa. Ajung sigur dacă mă duc pe jos. Dacă s-au după ocazie, ați văzut, în 10 minute, două mașini au trecut, sau una, nici nu știu. Uite, cred că mai vine una. Nu, din față vine. Am văzut din față. Băi, înfundat aici. Deci ăsta este un loc înfundat. Eu pedepsesc și pe aici, pe ăsta. E înfundat. Deci de aici trebuie să plece înapoi și să se întoarcă pe alt drum. Deci aici nimeni nu poate să meargă la Valea lui Mihai sau la Satul Mare, dacă nu merge pe drumul ăsta. Mărg înapoi și se întorc pe cealaltă parte. Ai n-ai cum să pleci, infundat tot. Infundat tot. Nu vine, nu mai vin mașini. Extraordinar. Păi nu, că acum vin toți acasă. Cine să mai plece de aici încolo? Uite-le. Cu bicicleta pe câmp, mâncați așa. Am vrut să mai dea un pic povestea să văd, că am crezut că vine o mașină și... Ah, ne auzim, băieții? Ce să vă zic? Multe n-are rău să vă spun, că vedeți și voi. V-am pupat și ne vedem mai încolo. Pa, pa!